Horoscop 16 iunie. Zi specială pentru nativi acestei zodii. Poți să ți-lași inima să vorbească. Horoscop 16 iunie. Zi specială pentru nativi acestei zodii. Poți să ți-lași inima să vorbească. Horoscop 16 iunie. Zi specială pentru nativi acestei zodii. Berbec duminica aceasta copii, familia Casa par să fie în centrul preocupărilor tale. Pare să fie o zi bună să te gândești la imobiliare, dar mai puțin bună să încerci să-ți dezlegi emoțiile tale. Intuiția ta pare că nu va fi întotdeauna suficientă. Pe seară, alege să petreci timp de calitate cu cei dragi, poate un joc de societate sau orice altceva care presupune interacțiune directă, nu doar să stați împreună în fața unui ecran. Laur, o atmosferă emoțională bălândă pare că se instalează astăzi. Poți să simți cât de liniștite sunt emoțiile, cât de ușoare și fluide pot părea relațiile. Astăzi, Universul îți poate facilita cele mai intime sentimente, poate repara inimile întristate și poate inspira la conciliere. Nu trebuie discutat niciun subiect delicat, atmosfera pare să fie ușoară și fericită, de ce să o stricăm? Gemeni în această duminică nu te retrage în turnul tău de fildeș dacă persoana pe care o vrei și se strecoară printre degete. Astăzi, fi plin de farmec, atenție, delicatețe, folosește și abuzează de lucrurile mici și plictisitoare care fac diferența. Dacă te găsim, astăzi, într-o dispoziție liniștită și contemplativă, acest lucru ar fi în acord cu stelele. Reace climatul actual te poate împinge să-ți armonizezi relațiile cu cei din jur, să petreci momente plăcute, să iei avânt atât pe plan familial, cât și pe cel sentimental. O atmosferă caldă pare că te înconjoară și îți poate face bine astăzi, totul datorită generozității și bunătății tale. Oamenii din jurul tău sunt prezenți cu toată sinceritatea, apreciezi. Horoscop 16 iunie Zi specială pentru nativi acestei zodi. Leu Duminică, poți să-ți lași inima să vorbească, iar oamenii pot fi sensibili la sinceritatea ta. Într-adevăr, această nevoie de a fi tu însuți poate să te ajute să avansezi în situația ta romantică. O jumătate receptivă la bătăile inimii tale ar putea intra în viața ta. Te poți simți mai liber să acționezi așa cum îți dorești sau să scapi de o constrângere, o datorie sau un credit. Fecioară este foarte bine dacă ești o persoană perseverentă, tenace, o adevărată fecioară. În această duminică poți avea nevoie de aceste calități, ca să-ți impui punctul de vedere, să reușești. Gata, pare că ai profitat de timpul liber pentru a rezolva lucrurile și a lua deciziile corecte. Ești întărit moral și înarmat până în dinți cu argumente de nerefuzat. Mergi înainte în deplină claritate. Știind exact încotro mergi. Balanța un pic de instabilitate poate domina această zi de duminică. Te poți simți febril și poți să ai dificultăți să te calmezi cu adevărat. Dacă la intervale regulate te concentrezi asupra ta, poți scăpa de griji. Toate activitățile de grup par să fie importante în acest moment, dar uneori poți să te întrebi ce rol joci în mediul tău social. Vorbește despre asta cu cei dragi. Discuțiile pe acest subiect te pot lumina și pot fi foarte îmbogățitoare pentru dezvoltarea ta personală. Scorpion, o transformare a stilului de viață îți poate deveni accesibilă, astăzi, asigură-te că te gândești bine înainte de a începe. Rămâi tolerant, nu toată lumea va putea să-ți urmeze ritmul. Stelele par să indice o anumită tendință către excese de tot felul, temperează-ți pofta de mâncare, dar și cea de manifestări dramatic ora ai putea petrece, apoi, toată săptămâna care vine, încercând să-i dregi busuiocul. Horoscop 16 iunie Zi specială pentru nativi acestei zodii. Săgetător puțin îngrijorat de ceea ce spun oamenii, exaltat până la imprudență, nimic pare că nu te poate opri. Dispersarea energiilor tale te poate face să simți că nu ești eficient, dar realitatea pare să fie că, pur și simplu trebuie să evadezi din viața ta de zi cu zi, doar este duminică. Ești puțin din rutină, oferă-ți o pauză reală. Poți fi încântat să afli părerea altora sau poți găsi sprijin benefic de la o persoană dragă. Pot fi favorizate proiectele colective, dar riști să stârnești gelozia cuiva. Capricorn, efortul mare din ultimul timp și oboseala cronică parcă se fac simțite în weekend, când te relaxezi toate îți cedează ca piesele unui automobile înainte de revizie. Redu ritmul sau lucrurile pot progresa într-un mod nefericit. Între o misiune de îndeplinit și un ideal de realizat, poți avea dificultăți în a-ți convinge partenerul de legitimitatea inițiativelor tale. Par de conectat și poți avea dificultăți în a menține pacea în relația ta. Vărsător astăzi poți primi o veste bună de la stele. Poate fi o zi grozavă să ieși în oraș, să călătorești, să te angajezi în schimburi semnificative, să porți conversații interesante sau să ți exprimi sentimentele. Nu trebuie să irosești această ocazie de a ți îmbunătăți relațiile familiale, romantice sau de prietenie. Poți excela în a face contacte utile și poți să evoluezi cu ușurință în lumea socială. Poate fi momentul potrivit să pui bazele vieții tale viitoare și să favorizezi o anumită formă de securitate care să compenseze rătăcirile tale familiale și sentimentale. Pești în această duminică, poți avea una dintre cele mai bune zile, în care pari să te bucuri de o formă fizică grozavă și poți fi vesel, fără vreun motiv aparent. Pari să fii gata să profiți de fiecare oportunitate, de fiecare plăcere pe care ți-o oferă viața. Descoperirile intelectuale, culturale sau artistice pot simți că te ajută să ți îmbunătățești stima de sine și că te ajută să simți că evoluezi în mod pozitiv. Horoscop 16 iunie. Zi specială pentru nativi acestei zodii.